Meciul a fost unul destul de greu, ținând cont că adversarul au venit după două victorii consecutive, au schimbat antrenorul, aveau un moral bun, dar noi am făcut un joc bun, ca toate celelalte de acasă, și ca în ultimele trei meciuri acasă cu ei am marcat 4 goluri, 4-0 de fiecare dată. Brăila, în viziunea voastră a jucătorilor, poate să promoveze anul ăsta? Ținând cont de grupul care s-a format la Brăila, de un antrenor foarte bun, eu zic că avem șanse pe grup, pe unitate foarte bună, cu atitudine foarte bună din partea tuturor, sunt șanse mari de promovare. Sprijinul domnului Cădigea e esențial pentru rezultatele pe care le obțineți dumneavoastră? Este foarte esențial, ținând cont că banii de la primărie, Consiliu, vin destul de târziu. Domnul Cărligea a fost mereu alături de noi și ne-a susținut când a fost mai greu. Următoarele meciuri, Bacău și Rapid, cum le vezi? Sunt meciuri grele, grele, foarte grele. Ați văzut aseară, Bacău a bătut la Rapid. Este o echipă foarte bună, joacă bine contra atacul, atitudine bună, dar noi, ca la fiecare meci, vrem să avem o atitudine bună și să câștigăm fiecare meci.